Dragi colegi, cu voi este canalul Eddie Pigeon și bine ați venit pe acest canal. Bă, aici pe afară și puișorul a crescut de către pescărușe. Ați la acolo lângă creț. Am uitat imediat să se mai dau clopoți de metil pe buba aia de la cioc. Că aia de la ochi a căzut. Avea una și la ochi, dar aia a căzut. Și mă repasa pe cioc. Am uitat astăzi să mai dau clopoți de metil. Da, asta e. Îl prind ori mai târziu, ori deseară când intră în volier și îi dau. Ori dacă nu mâine. Bă, jucătorul la roșu, gălățeanul la roșu, se pare că va avea doi pui albi. Unul se observă că este alb. Celălalt nu se observă, dar cred că alb va fi și ăla. Nu mi-arată, nu mi-ar inspira mie că ar fi vreo altă culoare. Credeam că va da vreun pui galben, din roșu și din alb, dar văd că nu, vor fi amândoi albi, se pare că e iată are culoare. Dar pe mine nu mă încurcă cu nimic că scoate albi, mie nu-mi convine să nu scoată alte specimene, cine știe ce arătări. Nu, până la urmă, albi sunt frumoși. La noi în zonă, la mine în zonă, se caută albi, jucători albi. Și na, nu prea are nimeni jucători albi. Da. Vânăta asta, venită după 2 ani de zile, am prins-o, am văzut că stă la o casă în care erau vreo 100 ceva de guța, cel puțin pe primăvară. Abonații vechi mai știți că m-am povestit de casa aia, că e o casă, era un podul casei alea plină de guța, frate. Se pare că e pereche cu un guțan de acolo. Știți că v-am spus că i-am zis și eu stăpânului că și ele. Că bă, băiatule, fă-le dracului ceva. Ori bagă pisica în ei, ori dă-le o travă, fă-le ceva că nu se poate. Vin câte 5-6 între porumbeii noștri. Bă, și nu e de mâncare, dar bagă boala. Ți-aduce boală în porumbii. Că dă-l dracu, vine, mănâncă, pleacă, nu aia e problema. Nu sunt genul ăla care să mă vaie de mâncare, că bă, n-am ce trebuie doar la porumbii mâncare și mănâncă guțanii. Deci nu. Numai că treaba e că aduc boală. Sunt plini de boli. Cel puțin ăia care erau în casa aia, în podul casei ălea, plini. Deci unul mai bolnav ca altul, să-mi bat piciorul. Dar nu știu ce dracul le-a făcut. Că de asta primăvară le-a făcut ce le-a făcut. Ori a băgat pisica în ei, că mai sunt decât vreo 5-6 guțani. Ori le-a dat o travă. A, dracul pescărul și acum îl bate. Da. Nu știu ce le-a făcut, dar măcar... Aia 5-6 nu mai vin încoace. Vine decât perechea listei, doamne. Vine tăi alea. Atât, de aia vin pe 2 ani de zile. În rest, alții nu mai vin. I-am cam potolit eu. Mai veneau 2 solzați, nu știu de unde. Masculul l-am prins. O pereche de solzați. Masculul l-am prins și, da, și s-a întâmplat. Acum mai e femeia de prins. Și sunt singuri, că în rest văd că nu mai vin alți guțani. Pe videourile trecute știți că vă spuneam că am vreo 5-6 guțani care apar pe aici. Dar nu erau ăștia de aici, gen de lângă, din podul ăsta, de pe lângă mine. Nu știu de unde veneau. Oricum veneau odată cu vânăta asta. Dar nu sunt tot ăștia. Bine că majoritatea erau pui, acum nu pot să zic că nu ar fi scos guțanii aia pui. Că oricum guțanii scop pui în dragi. Nu pot să zic că nu erau pui lor. Poate erau pui lor. Și oricum vreo 3 erau bolnavi, așa că sper că au murit. S-au dus dracu. Aici, actualmente mai vine decât o solzată care trebuie prinsă și aia și termin cu guțanii. Deci nu știu, efectiv nu-i suport.
guțanii. V-am spus, la mine în zonă, guțanul e prima sursă de boală. Nu știu la voi cum e, dar la mine guțanul e sursa de boală. Acum, și cu variola. Da, bine că, na, asta v-am spus, să transmite și prin țânțari, să mai multe chestii. Că mi-a părut să mie un guțan într-un timp, dar l-am prins. Era plin de bube. Eu nu cam firea dracu să-ți dau ție bube. Că ai nimerit unde nu trebuie. Da. Bă, oficial este ultima zi de școală, de vacanță. Da, că era bine să fie ultima zi de școală. De mâine începe armata. Ce pușcările. Bă, chiar că în unele zone la pușcărie ești, să-mi bat piciorul. Da. La mine, la școală, enervant e cum trebuie să gardenul să ieși. Să-ți iei un sandwich ca să mănânci, că pana mea. Nu stai tu vreo 6-7 ore nemâncat. Da-l dracu. Adică cel puțin sunt persoane care dimineața mănâncă, dar eu nu pot să mănânc dimineața până plec la școală. Adică pana mea, nu știu, e prea devreme. La ora 6 jumătate când plec eu să... De la 6 când mă trezesc să și mănânc, nu, deci nu. E peste mine. Și na, atât e enervant la mine școală, în rest, ca la școală. Profesori enervanți, colegi, specimene, ce să zici. Bă, acum nu știu ce să zic despre înfoiatul în foiata aia. Puiul ăla înfoiat. Dacă e mascul sau femelă, că ați văzut că l-a apucat cântatul cu totodată. Acum mi-a zis cineva că, bă, tu s-ar putea că ai făcut greșeală că ai dat puiul celălalt. Că era femelă, sigur. Într-adevăr, era 100% femelă. Acum, da, asta e. S-a dus. Dacă e mascul, dar asta nu mă grăbesc, dacă cumva ăsta va fi mascul, o să le elimin pe ăsta negru cu coada albă și o să-l păstrez ăla, pe ăla, că ăla e mai frumos. E mult mai frumos decât ăsta. Și pe ăsta o să-l elimin, că oricum tot îmi cere un prieten, un mascul înfoiat. Că-i trebuie și unul ce să-i dau. I-am zis, bă, înfoiați n-am. Știi foarte bine că am decât 4 și na. E perechea de bătrâni, masculul ăla și când cumpui, care nu știu încă sigur ce e. Na, acum cum am norocul? Știți cum e. Dacă am noroc să fie femeie, foarte bine, dacă nu, ai. Tot îl păstrez. Și mi-mi pără la altul. Juniorul încearcă să bea apă. Nu se poate urca pe lighean. Na, e păcat că e slab, nu e atât de gras și na, abia se canțe pe picioare. Dar nu le elimin. V-am spus, la pescărușe o să iau un chinezesc. O să-i cumpăr un mascul chinezesc și să vedem ce scoate cu ăla. M-am interesat de un pescăruș german, dar băiatul care avea mai are decât 3 perechi și azi că nu desperechează. Și mi se pare foarte normal să nu desperecheze. Că și eu în locul lui, dacă mi-ar cere ceva decât masculul, n-aș desprechea perechea. Noi mi-a zis, băi, eu îți dau pereche și femeia face ce vrei cu ea. Și eu oprești masculul. Da. Și mi se pare logică treaba asta. V-am spus și mă repet, nici eu n-aș desprechea la rândul meu. O pereche ca să-i dau unui băiat masculul. Sau femeia la devine ce are nevoie. Da. V-am mai spus, păcat de pescăruși, că l-au luat pisicile, că a apucat în ghearele pisicilor. Nu scotea el pui, dar era un cadoică. Cadoică chiar îngrijea pui foarte bine față de ea. V-am mai spus și pe alte videouri. Ea îngrijește pui decât când sunt în cuib. Când încep să plece din cuib, salut.
Nu mai are treabă de pui. Nici nu mai sunt de ei, îi bate. Asta e. Da. Bă, în rest, ce să vă zic că nu prea am ce. Ăsta a fost videoclipul. Eu sper că v-a plăcut. Și până la următorul videoclip, cu aia a fost canalul Edi Pigeon. Eu m-am dus. Salut!